Bun găsit, dragilor, la citirea interactivă pentru ziua de luni, 11 noiembrie. O să vă rog să vă alegeți un pachet de cărți, așa cum simțiți, sau un număr de la 1 la 3. 1, 2 sau 3, iar eu voi începe cu numărul 1. Haideți să vedem care este energia pentru ziua de luni. Regina de spade aici vine cu o energie de autoritate. Ar putea fi vorba de energia ta dacă ești femeie sau energia unei persoane cu care relaționezi în această zi. Văd aici că muncești sau depui eforturi într-o anume direcție. Iar steaua arată că ai depășit un moment dificil și ușor, ușor, prin eforturile pe care tu le depui, începi să vezi niște orizonturi mai senine, însorite. Regina de spade aici se pare că vine ca energie din cauza unui blocaj. Ar putea fi vorba de o situație care te-a făcut să suferi, care pur și simplu te-a pus într-o situație în care efectiv să nu mai vezi clar lucrurile și să nu mai știi încotro să iei o decizie capabilă. Ei bine, văd aici ideea de abandon, de lipsuri, poate materiale, poate emoționale pentru unii dintre voi. Iar situația asta te-a făcut să devii mai logic, mai rațional, mai pragmatic, ca să poți să-ți duci la îndeplinire dorințele. Este vorba de o supărare, asta e foarte clar. Cineva aici te-a supărat cu ceva și de aici atitudinea ta autoritară. Poate în ceea ce te privește sau în privința celorlalți. Este posibil să fii mai impunătoare în această zi sau impunător, să impui niște limite și să îți faci vocea auzită, aș spune eu. Ei bine, pajul de cupe aici vine cu idee nouă, vine cu un mesaj care te face să depui niște eforturi. Iar pajul de spade și el poate veni cu o veste provocatoare pentru tine. Poate de aici și ideea, hai că dacă mai depun niște eforturi, s-ar putea să-mi iasă până la urmă. Poate fi vorba de un flirt pentru unii dintre voi, de ideea asta de a flirta cu o idee nouă. Hai că, uite, parcă s-a întrezărit o mică speranță și dacă eu mai îmi dau interesul, aș putea să reușesc până la urmă. Pentru că văd aici și ideea asta de speranță. Ar putea fi vorba aici și de o speranță toxică pentru unii dintre voi. Este posibil ca mulți dintre voi să sperați într-o transformare care, eu știu, este greu de realizat. Este posibil aici ca cineva care s-a comportat destul de urât cu tine să te facă acum printr-o, nu știu, o mică atenție, un mesaj, da? Să te facă să crezi și să speri din nou că lucrurile se vor transforma. Bineînțeles că asta poate fi destul de toxic pentru tine, pentru că un om este destul de dificil să se schimbe. Se poate schimba doar dacă are niște sentimente autentice. Ori dacă această persoană ți-a făcut rău, nu știu, te-a privat de prezența sa, să zicem, da, a plecat de lângă tine sau ți-a luat ceva atunci când a plecat, este greu de crezut că acolo poate interveni o schimbare. De aici și ideea asta pe care o arată cărțile. Haideți să vedem totuși sfatul pentru voi, pentru că el contează foarte mult. Iată, ideea ar fi ca tu să creezi prin gândurile tale o realitate nouă. Ce înseamnă asta? Cel mai probabil, realitatea pe care tu ai trăit-o, fie că ai fost părăsit, fie că ți s-au luat niște bani, ai fost nedreptățit, trădat, într-un fel, cu siguranță gândurile tale au creat acea realitate. Și atenție că pot fi gânduri inconștiente. Ideea este ca tu, acum conștient, să creezi o mentalitate nouă, ca lucrurile pe viitor să stea diferit. Iată, ar putea fi aici vorba de o regândire, o reanalizare a lucrurilor. Să fii probabil mult mai logic, pragmatic și autentic în așa cum au stat lucrurile acolo, ca să nu te amăgești degeaba. Pentru că diavolul cu speranța aici
clar vine să ne arate ideea de speranțe deșarte, speranțe care mai mult îți pot face rău. Așa că ia și reanalizează, reconsideră situația așa cum este ea de fapt, cum se vede în realitate, nu cum ți-ar fi plăcut ție să fie. Și oracolul vine practic să confirme cele spuse de mine. Culegi ceea ce ai semănat. Ai ajuns în situația asta pentru că tu acolo undeva ai semănat niște gânduri care au produs această realitate. De-aia este foarte important să fim conștienți de gândurile pe care noi le avem, pentru că ele pot aduce situații neplăcute în realitatea noastră. Mergem mai departe, dragilor, cu numărul 2 de această dată. Haideți să vedem împreună care este mesajul pentru numărul 2, pentru ziua de luni, 11 noiembrie. Optul de băte aici poate arăta niște schimbări destul de surprinzătoare pentru voi în această zi. Ar putea fi vorba de mesaje, de o conversație pe care ai putea să o ai. Este o zi care poate întărește ideea asta de independență. Ar putea fi vești bune pentru tine care să-ți aducă un plus de încredere în tine și în independența ta. Independență financiar vorbind sau emoțional vorbind. Nouă de bâte ne arată totuși și o stare de oboseală. Este posibil să te simți epuizat după o zi, poate atât de încărcată, o zi în care ai multe discuții cu cei din jur sau, eu știu, schimbările te epuizează. Șapte de spade aici arată o persoană care ar putea să aibă niște interese ascunse. Ar putea fi vorba de niște vești care să te ajute pe tine să afli niște secrete despre o persoană care poate a avut niște interese ascunse sau are în continuare niște interese ascunse în ceea ce te privește. Așa că fii foarte atent, atentă la schimbările pe care le observi, la mesajele pe care le primești, că aici ai de-a face cu cineva care nu are intenții cinstite vis-a-vis de tine. Dar Marea Preoteasă este aici ca să te ajute să realizezi, să conștientizezi treaba asta. Ar putea fi vorba, iată, de o satisfacție pe care tu să o ai, aflând toate acele lucruri și dându-ți seama dacă cineva încearcă să-și vadă propriul interes și face ceva în detrimentul tău. Ar putea fi aici vorba de un nou început pentru tine, de mai multă încredere, de mai mult entuziasm și bucurie vis-a-vis de viitorul tău de acum încolo. Pentru că atunci când tu conștientizezi că ai niște capacități să vezi dincolo de aparențe, să vezi, să simți omul care te minte, care te trădează, bineînțeles că de aici poate apărea o bucurie și o mândrie de sine, dar o stăpânire foarte bună a ceea ce ești tu. Văd aici că poate fi un context într-o situație în care există poate iubire, poate e vorba de o relație de iubire sau e vorba de cineva foarte special din viața ta, care posibil, iată, să aibă influențe de la o a treia energie. Și atenție că aici nu vorbim neapărat de o a treia persoană, sunt, bineînțeles, și posibilități de această variantă, dar poate fi vorba de orice altă energie. Banii sunt energie, munca, eu știu, orice hobby pe care l-ar putea avea celălalt sau prietenii și așa mai departe. Ideea este că prietenia asta, iubirea, relația, parteneriatul ăsta te-a cam îngenunchiat sau te-a cam obosit. Iar această conștientizare din ziua de luni te poate face pe tine să devii mai sigur pe tine, mai sigur pe ceea ce poți face de unul singur și nu cu ceilalți care au doar niște interese proprii în ceea ce te privește. Sfaturile pentru tine sunt să fii prezent, conștient, să nu te mai gândești la ce a fost sau la ce ar putea fi și să îndrăznești, să mergi pe cont propriu, să ai îndeajuns de multă credință. Da, iată, îngerii îmi confirmă aici că ar putea fi vorba despre o poveste de dragoste în care cineva nu joacă tocmai cinstit și, iată, pentru tine este practic o conștientizare ce te ajută să vezi o altă
varianta a vieții tale, să vezi noi teritorii, să descoperi totul ca pe o aventură. Ceea ce, bineînțeles, este minunat, pentru că de multe ori e bine să nu luăm lucrurile chiar atât de în serios, și să le privim ca pe o aventură. Pentru că, până la urmă, viața e o aventură. Da, mergem mai departe, dragilor, cu numărul 3 de această dată. Haideți să vedem împreună la numărul 3 care este mesajul pentru ziua de luni, 11 noiembrie. La numărul 3, doiul de spade aici arată o situație în care ești puțin blocat, blocată. Treiul de monede poate fi vorba de o relație, de un parteneriat, în care poate, cine știe, nu vezi lucrurile foarte clar, iar cartea lunii arată conflictul acesta interior. Pentru unii dintre voi ar putea fi vorba de o situație dintr-o relație anume, în care tu nu vezi foarte clar lucrurile și pur și simplu ești blocat sau blocată, incapabil sau incapabilă de a lua o decizie și decizia asta nu o poți lua din cauza că ți este teamă de ce te-ar putea aștepta de acum încolo. Ei bine, haideți să vedem mai exact despre ce este acest blocaj. Ar putea fi vorba de niște discuții care pur și simplu te fac să nu mai vezi lucrurile foarte clar. E posibil să fie vorba de o relație cu cineva într-o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Dar parteneriatul ăsta, pe o parte, te entuziasmează, dar pe o parte te face să fii defensiv sau defensivă. Cu alte cuvinte, să fii foarte atent. Adică tu simți că e ceva acolo care te face să faci un pas în spate. Dar sunt și momente, poate, sau sunt contexte care te fac să zici, hai că merge treaba, hai că o să fie bine. Există acea bucurie, entuziasm pe planurile pe termen scurt. Așadar, parteneriatul ăsta, din câte văd eu, indiferent ce fel de relație este, că e de muncă, că e vorba de o relație de acasă, te face să ai comportamente confuze. Ba ești bucuros sau bucuroasă, ba ești în retragere sau îți este teamă de ce ar putea ieși din acel parteneriat. Ei bine, ziua de luni te ajută cumva să depășești acest conflict interior și să-ți asumi riscul, să zici, băi, aia e, fie ce-o fi, eu mă bag, merg cu credință înainte în această relație, convinsă că îți vei atinge obiectivul. Că e o relație de dragoste și cumva ai credința că ai să ajungi la acea relație stabilă, sigură, pe care tu ți-o dorești, chiar dacă există acolo un conflict interior. Că e vorba de o relație care te ajută să atingi obiectivele tale financiare, indiferent despre ce e vorba, te văd aici având mai multă credință decât de obicei să-ți depășești acest conflict interior care te face să te retragi. Ei bine, sfatul pentru tine ar fi să te gândești foarte bine la această situație, să analizezi bine contextul și mai apoi să iei o decizie. Lucrurile se vor arăta mult mai clar pentru tine în viitorul apropiat. Și văd aici, iată, o schimbare în viața ta emoțională. Ar putea fi o transformare, o depășire a unei emoții destul de puternice care probabil te-a țintuit sau te-a făcut să stagnezi multe în viața ta. Așadar, dragilor, așteptați-vă la o zi transformatoare pentru cei care ați ales numărul 3, o zi care vă oferă contexte ce vă ajută să aveți mai mult curaj, să vă asumați niște riscuri. Ei bine, eu vă urez o zi de luni minunată, o săptămână minunată tuturor. Vă mulțumesc din suflet că mă ascultați și mă bucur că vă sunt benefice aceste citiri pe care le fac cu mare drag în fiecare zi. Vă pup! Și o zi minunată. Aștept mesajele voastre în comentarii.